она и выедает все внутри у человека. Депрессия? Та ще? Ще у скирби. Знаете, дочин депресії. Та потім чи багані курато? Дека, а ще селеку є. Пастилі, буньком цього можна їсти. Depresia când ai un greu pe suflet și s-a dus, te-ai dus și șezi și aștepți în depresie, ești foarte tare. Человек с депрессией, ему очень тяжело. Это хуже, чем какая-то болезнь. Вы знаете, хуже, чем какая-то. Она и выедает все внутри у человека. Не дает ему жить нормально. Ему трудно. Вот получается, после этого получается... Он ищет успокоения где? Или бутылка, или... Я когда приехала сюда, тут даже один молодой семейнин повесился. Вот. Очень трудно. Соседи должны помогать друг другу. А у нас, вот, по-моему, не очень так есть друг за друга боль, помощь. Вот. Я как вас посерьез, я в нами не имень, я в стрессе, я в службу. Мама нам, тата нам, сыра, водичи дат, а то умрет, что я сын. Нам не имень. Что нет стресс? Да. А ты жаль май. Что он чаркаться в третьем? Здесь шарак боец, помогал, мажут, я жут. Depindești cum gândești omul cu capul. Gândești la lucru bun, merge bine. Dacă gândești la lucru rău, la lucru rău, treci. Mai e bine să gândești la lucru bun. Ați auzit cândva despre depresie? Depresia? Dar ce e? E o stare când omul e tare trist? Nu pentru mine. Ați auzit cândva despre depresie? Păi că când e timp așa, e posomorât, e ceață, apoi ai depresie așa. Și apoi când n-ai nastroienie, cum spune, când stric cineva dispoziția, tot îi apare depresia. Ți-i posomorât pe suflet, ți-i greu, ia ca cum o să... Am auzit de depresia, am auzit, știu de asta, că este și... Asta, cum v-am spus, de la mai mulți factori de decizie. La... La vreme și de la boli, că ia ca să îmbolnăzești, nu, dacă te îmbolnăzești, apoi nu te mai lecuiești. Apar alte boli, alte boli. Am vedere pe vârstă, când ești tineri mai trec, dar în vârstă, dar nu... Dacă chiși pe mâna doctorului, apoi mergi tot la... Poate și neajunsurile... Multe se întâmplă că omul scadă în depresie. Tineretul poate să fie dragostea în depresie, că și se aruncă de unde... Vor și cum vor. Dar majoritatea ești la alți care mai învârți, poate și neajunsurile lor. Șed, să gândesc. Am multe și de tăte, dar nu știm la ce să gândesc ei. Nu aveam poftă de nimic, chiar și nici de viață. Cu părinții deloc nu mai comunicam, nici cu prietenii. Stăteam doar singur, nu mâncam. Doar în toată ziua în casă. Și cum ai trecut asta? Cu prietenii. Familia m-a ajutat. Și m-am luat în mâini și înainte am mers. Ca cum copilul mitel când alei cu măguleala, așa și de stres alei. Dar dacă e în depresie, și la medic poate să nu vrei cu de să lasă alei și să-l luși. Singurătate tot îi fac în depresie pe mulți. Copiii pleacă, ei rămân singuri și tot așa. Viața e complicată tare. Asta e ceva omenesc. Fiecare om poate să treacă prin așa ceva. Este atunci când... Gândurile tale, oamenii pleacă din jurul tău, ai fost lăsat de o persoană dragă, probleme în familie, cam așa. Începem să ajungem la tăituri, la fumat, alcool, începem să găsim un anturaj care chiar ne... Depresia, ați auzit cândva? De cine? De depresie. Okay. Ați auzit cândva? Nu. Nu ați auzit. De unde s-a avut, dacă stau în casă mai mult, nu se rade, nu-l pun, nu pune.